Luna viitoare sunt programate cele două etape de înregistrare a copiilor în grădinițe, reînscrierea, respectiv înscrierea. Reînscrierea este necesară în cazul copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și din toamnă. Înscrierea este destinată copiilor nou veniți. Potrivit calendarului Ministerului Educației, reînscrierile vor începe în 17 mai, iar înscrierile din 31 mai. Referitor la înscriere, părinții trebuie să știe că pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare. Vorbim de date privind solicitantul, copilul și date privind opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă. În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, cum ar fi acela că are un frate sau o soră în aceeași unitate de învățământ, că este orfan de un părinte sau că are anumite probleme medicale. Autoritățile au mai decis că în cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor să se facă în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, cumulate de fiecare copil. Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere sau înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar trebuie să posteze pe site-ul unității de învățământ sau a inspectoratului școlar și sau la vizier, la loc vizibil, pentru toți cei interesați, următoarele informațiile privind capacitatea instituției, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare și criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor. Potrivit informațiilor inspectoratului școlar județean, sunt așteptați să se reînscrie copiii din grupele mică și mijlocie, dar și din grupa mare, care nu merg la școală. În acest an de studiu, în grupa mică sunt înscriși 3.534 de copii, iar în grupa mijlocie 4.070. Reprezentanții ISJ estimează că pentru anul școlar 2021-2022 vor fi înscriși 11.923 de copii, înscriși și reînscriși la grădiniță.